Ministrul sănătății Alexandru Rafila declarat joi după adoptarea memorandumurilor în guvern pentru deblocarea posturilor din sănătate, că unitățile sanitare care au solicitat scoaterea acestor posturi la concurs trebuie să demareze imediat procedurile și să nu aștepte șase luni au fost aprobate de guvern două memorandumuri, unul propus de Ministerul Sănătății pentru spitale din subordinea Ministerului, unul propus de Ministerul Dezvoltării pentru spitale aflate în subordinea autorităților locale. În total a fost aprobată scoaterea la concurs a peste 7600 de posturi, a afirmat Rafila. Potrivit ministrului, unitățile sanitare care au solicitat scoaterea posturilor la concurs ar trebui să demareze imediat aceste proceduri, odată cu aprobarea memorandumului. Este esențial pentru că nu trebuie trebuie să așteptăm șase luni ca să scoatem posturile la concurs. Ele pot fi scoase cât mai repede. Procedura spune că după publicare, în termen de 30 de zile, se pot organiza concursuri de ocupare a posturilor. Rugămintea mea este să facă acest lucru cât mai repede, a arătat Alexandru Rafila. Ministrul a mai afirmat că ocuparea acestor posturi se face printr-o procedură legală. Am văzut tot felul de sugestii, declararea stării de urgență care să permită angajarea fără concurs. Totuși trebuie să înțelegem că legislația în România trebuie respectată, a mai spus ministrul. Alexandru Rafila a anunțat faptul că de la data de 1 ianuarie 2024, toate posturile care sunt vacante în sistemul de sănătate vor putea fi scoase la concurs fără memorandum. În cazul celor care pleacă din sistem sau se pensionează, Relatează realitatea.net.